Continuăm seria cu părerea mea despre toate mașinile dintr-un anumit an, de la o anumită marcă. Astăzi vreau să discut despre toată gama Mazda 2021-2022. Dacă vrei în secunda asta să-ți cumperi un autoturism nou și te gândești la Mazda, vreau să comentez un pic în detaliu mai multe despre această marcă. Motorizări, modele, prețuri, dotări, raport, calitate, preț, garanție și așa mai departe. Poți să folosești aplicația Am Parcat și în Ploiești. O mai poți folosi în București, Focșani, Oradea și Câmpul Mușcel. Poți să-ți ții evidența actelor pentru mai multe autoturisme, poți primi recompense dacă parchezi civilizat, poți transfera sau primi credite de la alți utilizatori și poți plăti instant prin Google Pay sau Apple Pay. Fii civilizat și parchează smart cu Am Parcat. Sunt fan Mazda, am condus modele Mazda, am fost la conferință de presă Mazda în Frankfurt, la CX-30, am condus motorul de tip nou Skyactiv X, am condus și Skyactiv D, cel diesel. Un prieten bun de-al meu și-a cumpărat o Mazda nouă, sora lui și-a cumpărat tot o Mazda nouă. Deci am condus cam toate modelele Mazda, mai puțin din cele noi vorbesc. Mai puțin nu am condus, dar am fost plimbat cu noul CX-5, mă rog, noul o să fie înlocuit curând. O să apară niște modele noi de Mazda. N-am condus Mazda 6, asta nouă. În fine, sunt multe de povestit. Hai să o luăm cu începutul, hai să facem un screen share. Deci avem Mazda MX-30 pe care am și condus-o. Am fost în București cu GoPro-ul meu nouă vechi pe care l-am vândut pentru că am înregistrat 40 de minute pe puțin și s-a corupt fișierul, a mers foarte bine, m-am uitat pe înregistrare acasă când am ajuns să descarc, nu mai aveam ce să folosesc. Mai am niște cadre făcute cu camera și cu telefonul, pe exterior, interior, dar partea în care eu am vorbit nu mai există, o să vă las câteva cadre cu Mazda MX-30. O mașină electrică interesantă, prețul de listă 33.500 de pornire, ajunge până pe la 40 și ceva de mii, scazi vreo 10.000 de euro programele de la stat și ai o mașină interesantă, dotată, frumoasă, aspectoasă, practică, dar din păcate cu autonomie destul de mică. Mi-a plăcut mașina, dar autonomia este punctul slab al acestei mașini, are aproximativ 130-180 de kilometri reali pe care poți să-i faci, în fine. E interesantă doar de oraș. Mazda 2, varianta asta care acum pe site, din punctul meu de vedere, n-am înțeles-o niciodată. Este o mașină pe care, ok, e de oraș, e practică, motorizările sunt ok, nu au pus motorizări penibile de 1.0, 0.8, 1.2, au pus motorizări de 1.5 benzină, deci o motorizare decentă, dar mică și scumpă, adică cu ceva dotări te duceai către un 17, 18, 19 mii de euro, pentru gama asta destul de scumpă. Ce ne bate, duci la 20.500, jante pe 16, nu știu ce ți-a capaca. Păi stai un pic, că mai bine îmi cumpăr Mazda 3 mai puțin dotată, că e altă clasă. Deci era scumpă. Sunt dotări, e interesantă, dar eu niciodată n-am înțeles cine își cumpără Mazda 2, pentru că pentru o diferență mică ții Mazda 3, iar Mazda 3 nici nu se compară cu Mazda 2. Din gama Mazda 2 m-aș duce către un Suzuki Swift, e mult mai accesibil, simplă, costuri mici, deci decât să-mi iau Mazda 2, aș prefera un Suzuki Swift. Mi se pare o mașină genială pentru acel preț, pentru oraș, fiabilă, plasticoasă, da, simplă și ok. Mazda 3, exact ce ziceam, ok, pleacă de la 21.000, e alt design, e altă mașină, e altă mâncare de pești, adică decât să o iau pe aia full, mai bine o iau pe asta, care nu este full, dar e altă mașină. Este altă mașină. Pentru 21.800 ai jante pe 18, keyless, dublu climatronic, senzor față-spate, volan încălzit. Și cred că și scaune încălzite, dacă n-am văzut pe aici bine. Deci, îmi pare rău, nu știu cine își cumpăra mașina aia full când ți-o poți lua pe asta. Iar cheală e prea cheală, ca să zic așa. Motorizările, hai să mergem pe motorizări să discutăm puțin, lăsăm dotările. Avem Skyactiv G-ul de 122 de cai, e fiabilă, e ok, e economică, am condus-o, dar e cam slabă ca putere. Avem asta de 150 de cai, care este mult mai fâșneață, o diferență de 1000 de euro. Și este mild hybrid. Iar asta e varianta, acestea sunt variantele automate. E motorizare aspirată, are un raport de compresie destul de mare. Se dezactivează cilindrii în mers, deci merge și în doi cilindri, dezactivarea
are loc destul de lejer, adică nu simți când se, când are loc trecerea, tu nu prea simți decât dacă ești extrem de atent și dacă vezi pe display. Poți să pui pe display să vezi când se deactivează cilindrii în mers. Dacă nu vezi, e cam insesizabil. Deci o motorizare aspirată, simplă, fără bătăi de cap, un raport de compresie mare, economică. Eu am reușit să scot consum cu Mazda 3 de la București, la, nu, de la Pitești la Vâlcea. Am resetat consumul pe dealul negru, unde sunt multe serpentine, urci, cobori. 4,4. Ce e drept, am mers foarte încet la consum să văd cam cât pot să scot. Deci am mers 60-100, n-am depășit, nu accelerări bruște, am folosit cât am putut frâna de motor și am scos un consum de 4,3, care e un consum de diesel de 2 litri, știi? 1,6 litri, respectiv chiar de o mașină hibridă, adică pe darul negru, dacă merg mai serios așa cu Corolla, mă duc și la un 4,3, 4,4, adică consum bun, un consum bun. Iar consumul mediu, am un prieten foarte bun, după cum spuneam, are o Mazda 3 sedan, 2 litri, Skyactiv G automată, mild hibrid. Consumul lui mediu e cam de 6 și un pic. Oraș, autostradă, merge la București frecvent, cam 6 și un pic e consumul ei mediu, autostradă, oraș, extern, ceea ce nu-i rău. Skyactiv D, sincer, n-am condus foarte mult, se conduce ok, un motor diesel oarecare, nici cel mai bun, nici cel mai prost din ce am citit în mare despre el, sau să citesc păreri ale consumatorilor, proprietarilor, n-am găsit ceva spectaculos legat de el. Însă, din nou, îmi susțin părerea că vremea diesel a cam apus, trebuie să ne orientăm ușor, ușor către hibrid, benzină, gaz, electric, plug-in hibrid. Dieselul deja îl văd ok încă la mâna a doua, sunt motorizări multe care sunt fiabile, sunt ok, la mâna a doua e de luat, nou, nu prea aș mai miza pe el. Ușor, ușor apar restricții. Iar Skyactiv X mi se pare, cel puțin atunci când am condus-o, văd că nu apare aici, că vreau să comentez și despre Skyactiv X, un compromis între diesel și benzină, raport de compresie similar cu un Common Rail diesel, aproape 16. Se aude detonația, consumul pe care eu l-am avut a fost destul de mare, alții susțin că l-au avut destul de mic. Am postat pe internațional clipul și a avut multe dislike-uri, că domne, mie îmi consumă puțin, că domne, nu știu cum faci tu. O fi fost altfel optimizat pentru SOA, eu ar fi făcut între timp update-uri de soft, nu știu. Eu când am avut mașina în test și sunt fan Mazda, am fost destul de dezamăgit, sincer, de Skyactiv X. Motorizare pe care o găsești pe CX-30 și pe Mazda 3. Și cu tracțiune integrală, asta e partea bună. Are 180 de cai, deși nu prea se simte că nu prea are cuplu. Personal, nu mi-aș cumpăra motorizarea aia. Adică e interesantă, mai e loc de dezvoltat la ea, de optimizat, de făcut softuri, de văzut cât de bine se comportă pe termen lung. Aș merge pe variantele mai clasice, dacă ar fi să aleg asta. Iar o scurtă paranteză la opțiuni, obligatoriu sound pack-ul, care înseamnă Bose. Toate aceste pack-uri sunt interesante, luxury pack cu piele, cu funcții, nu știu exact ce conține fiecare pachet, probabil că sunt detalii. Dar sound pack-ul, eu zic că este un must, se aude extraordinar de bine, sunt fan Bose, am căști Bose, chiar pe aici am niște căști, se aude extraordinar de bine, peste JBL care este la Toyota, peste Canton care este la Skoda, peste Dynaudio care la fel a fost la Volkswagen, Skoda, deci Bose e Bose, peste Bose probabil că e un Harman Kardon, Bang & Olufsen, ăla de la Bentley, mă rog, nu discutăm, Mark Levinson, poate că are 17 difuzoare prin Lexus, dar Bose e ce trebuie. Mie personal nu trebuie mai mult de atât, se aude foarte clar și foarte bine. Hai să mergem la Mazda 3 sedan, e cam același lucru cu Mazda 3, doar că e portbagajul o idee mai mare, e la același preț, deci Mazda 3 sedan e o idee mai practică decât hatch-ul. Hatch-ul e pentru burlaci, cuplu, ești solo, stai în oraș, vrei o mașină compactă, nu ai nevoie de prea mult spațiu. Mazda 3 hatch la dimensiune cât Subaru, care avea un portbagaj de 300 de litri, adică extraordinar de mic. Eu aveam și o dată de rezervă la Subaru, dimensiuni întregi. Portbagajul era minuscul, adică nici că puteai să bași ceva voluminos, nici că nimic. Sedanul e sedan. Mă uitasem la Mazda 3 până să comand Corolla. Portbagajul are 430 de litri, Corolla are 480, deci e un pic mai practic la Corolla decât la ăsta, fiind în aceeași clasă. Însă din ce am înțeles și din ce am văzut
și eu că am condus-o pe autostradă, este mult mai bine antifonată Mazda 3 decât Corolla Sedan, Hyundai Elantra și alte mașini din gamă. Deci la bugetul, ăsta e punctul foarte Mazda, la bugetul pe care îl dai pe o Mazda, pe care l-ai pentru o Mazda, 20-28.000 de euro, ai una dintre cele mai antifonate mașini din gamă. Deci clar peste Renault, peste Toyota, peste Hyundai, peste Kia, peste Suzuki, peste Dacia, nu mai vorbim. E cea mai antifonată din gamă la un preț similar. Deci e și probabil mai bună aerodinamica, nu m-am uitat pe coeficienți, dar pare destul de aerodinamică. Mașina, în esență, cu cât e mai lungă și cu cât sunt liniile mai line, trecerea este mai lină, cu atât este mai aerodinamică, așa cum este la limuzine. Limuzinele întotdeauna sunt mai, cu cât sunt mai lungi, sunt mai curbate, așa, gran cu pești. Sunt foarte aerodinamice, asta depinde și ce deschidere are în bot, cât aer e gândit să sugă radiatorul pentru răcire, dar mașinile lungi, limuzinele în general, sunt mult mai aerodinamice decât SUV-urile, mașinile fastback, hatch și așa mai departe. Deci antifonată bine, asta am apreciat mereu la Mazda. Designul arată genial în interior, la Mazda 3 și CX-30 sunt ceva mai îmbunătățite, la Mazda 2, 6, CX-5, CX-3, dacă mai e pe aici, nu-l văd, l-au scos. Da, e un design învechit, așteptăm modelele noi, apar niște modele noi foarte interesante Mazda, așteptăm 2022-2023 să apară pe piață și poate chiar să le și conducem, de ce nu? Mai departe avem Mazda 6. La Mazda 6, sincer, dacă te tentează modelul ăsta, îți sugerez să mai aștepți, pentru că o să se întâmple două lucruri interesante. Suntem în 2022, în ianuarie, la momentul filmării, oricând poate apărea un nou model Mazda 6, are o motorizare nouă, chiar în 6 cilindri, cu propulsie, deci intră în teritoriul de BMW Mercedes. Sincer, aș mai aștepta să văd ce apare. Cu siguranță va fi mai scumpă decât e asta acum, dar sunt tehnologii noi, linii noi, motorizări noi, totul va fi îmbunătățit. Eu aș aștepta să văd ce o să scoată, pentru că în aproximativ un an cred că se va anunța noul model de Mazda 6. Nu cred că vor renunța la acest model. Sunt multe zvonuri online că vor fi motorizări cu 6 cilindri în linie. La diesel nu știu ce va fi, cum va fi. Momentan, dacă vrei să-ți iei Mazda 6, prețul de pornire e bunicel, cred că e ca la un Skoda Superb. Destul de spațioasă, practică. Motorizări 2000 benzină de 145 de cai, nu mersi, 2000 benzină de 165 de cai, așa mai vii de acasă, și nu vreau asta, vreau Revolution. De exemplu, mergem mai departe și avem varianta de 2500 benzină, din păcate nu are variantă 4x4, 2.5, 194 de cai, asta înseamnă că avem o motorizare care nu e forțată, e fiabilă, răspunde bine fiind un motor mai mare, dar din păcate o să plătim mai mult impozit, unul la mână, consumul în oraș când e motorul rece va fi măricel, iar din nefericire, pentru că e un motor măricel și se apropie vremuri greuțe în care toți vor să avem motorizări cât mai mici, hibride și electrice, sunt de părere că se va deprecia destul de rău. Adică m-am uitat, mi-am comandat Camry de curând, care e tot motor de 2.5, dar este hibridă și are un consum ca la Corolla. Și mai puternică, răspunde mai bine, cam pe la același preț cu asta când era full. Deci eram indecis între Mazda CX-5, Mazda 6, Skoda Superb și Toyota Camry. Am pus toate aceste detalii pe hârtie, ce am eu nevoie, ce-mi doresc, motorizare, depreciere, consum, și am ajuns la concluzia că pentru mine, pentru acest segment, Camry a fost cea mai bună alegere. Însă, unul dintre motivele pentru care eu nu am vrut să merg pe Mazda 6 sau CX-5, CX-5-ul era mai practic, oferta pentru varianta full, deci 2.5, 4x4, Takumi Plus sau cum e, Revolution Top, nu mai știu, full, era vreo 39.000, mi-au ofertat-o la 37.000 cu livrare în 6-8 luni, ceva de genul. Piele, ventilație, încălzire în spate, head-up display, tot ce vei tu. Dar am luat în considerare exact deprecierea. Deci știu că e un segment diferit, compar limuzina cu SUV-ul. Un SUV de dimensiuni medii, că CX-5-ul concurează cu Tiguanul, nu cu Touaregul, cu Tiguanul, cu Q5-ul, cu RAV4 și Tiguan, nu mersi, Karoq, Skoda, nu mersi, Q5 mult prea scump, adică un Q3 e 48.000 cu dotări, BMW X3, nu mersi, RAV4 se conduce oribil, am condus-o, se conduce absolut oribil, aș putea să zic că din acest segment CX-5 e cea mai bună alegere.
dacă vrei un SUV mediu, dintre Karoq, Tiguan, Q5, X3, CX5, RAV4, aș merge oricând pe CX5. E cea mai bună alegere, raport, calitate, preț, motorizare, consum, dotări, ce vei tu. Ai motor aspirat, cutie japoneză, convertizor. Dacă n-am specificat până acum, cutiile automate Mazda sunt japoneze, sunt cu un convertizor, nu au dublu ambreiaj, sunt rezistente, sunt pe principiu vechi, dar îmbunătățite și am mai mare încredere în Mazda decât în orice altă firmă nemțească din acest segment. Deci aș merge pe CX5 oricând, însă n-am vrut SUV pentru că aș fi mers eu cu ea zi de zi. Mersul zi de zi cu un SUV pentru mine nu mi se pare interesant pentru că e mare, e înaltă, greu de parcat, mi se pare că e ușor instabilă, prefer o limuzină, prefer o mașină mai mică. E mișto de iarnă, e mișto de familie, dar am preferat la aceiași bani o limuzină chiar și mai economică. Iar, repet, punctul slab la CX-5 Mazda 6 este faptul că se depreciază. Adică o să vezi Mazda 6 din 2015, 2.5 benzină cu 60.000 de kilometri pe care o cumperi la jumătate de preț sau chiar sub. O vezi cu 16.000 de euro, ea a fost 34 și are 3-4-5 ani. Adică se depreciază destul de mult, destul de asemănătoare deprecierea cu mașinile nemțești de lux și mi se pare că e o pierdere destul de mare pe care n-am vrut să mi-o asum. Dar ca mașină, dacă nu discutăm de preț, depreciere, e o mașină extraordinară pentru cine și-o dorește cu adevărat. Au dotări, aia Takumi Plus cu piele fine napa. Ia uite, piele fine napa roșie. E designul învechit, deci sunt generația veche. Măcar să aibă un design asemănător cu Mazda 3. De asta zic că e mai bine să așteptăm să vedem ce apare pe noua Mazda 6. Dotări are, are tot ce trebuie, doar că e designul ușor învechit din punctul meu de vedere. Nu zici că ți-e o mașină din 2022, zici că ți-e o mașină din 2014, deși e nouă. Ai ventilație, head-up display, Bose, scaune electrice, 2.5, benzină, cai, cutie automată. Dar din nou, dacă vrei o cutie automată foarte rapidă, nu o să te încânte cutia asta, că nu este extrem de rapidă, dar e foarte confortabilă. Da, asta e cu Mazda 6. Hai să discutăm puțin și am discutat și despre CX-5 fără să vreau. CX-30, din nou, la segmentul în care se află CX-30, adică un crossover mediu, să zic, nu e SUV sau un SUV compact, nu e SUV mediu, nu e crossover, cred că e un SUV compact, de fapt, da. E un SUV compact gen Audi Q3, Suzuki Vitara, Q2 e prea mic, nu. Q2 ar fi CX-3, care văd că nu mai este aici. Deci CX-30, CX-30 o cumperi de la 23.000 în sus. O variantă dotată bine, dotată bine însemnând GT Plus cu, uite, aici mi-apare numai Sky Active X, asta ziceam, că la unele apare doar Sky Active X, la unele apare doar Sky Active G. Ea în realitate poate fi cumpărată și cu Sky Active G, iar Mazda 3 poate fi cumpărată și cu Sky Active X. La Mazda 3 apare doar Sky Active G, aici apare doar Sky Active X. Nu știu de ce n-au actualizat, pentru că apare așa de cel puțin un an de zile și văd că la fel apare. Însă, să zicem că mergem pe varianta full. 31.800, varianta Sky Active G sigur e mai ieftină, măcar cu 1.000 de euro decât asta. Și avem automată, all-wheel drive, 2 litri, full. Culoarea Soul Crystal Red e frumoasă, dar are prea multă lume. Eu aș merge pe alb sau pe gri. Piele albă, piele neagră, hai cu piele neagră. Arată bine și la prețul care e aici afișat, îți dai seama că varianta cealaltă e mai ieftină, sigur, cu vreo 1.500-2.000 de euro. Probabil că îți fac și eu un discount de măcar 1.000 de euro și dacă mai adaugi un Rabla, o scos pe la vreo 28-29.000 de euro. La banii ăștia nu e o sumă mare, nu e o sumă mică, dar din segmentul ei mi se pare best value for money. Adică, sincer să fiu, mă gândesc foarte serios în 2023 să vând Corolla, împlinește 2 ani de zile. Suntem mulțumiți de ea, dar parcă aș vrea un SUV-ulică, nu mare, nu mic. Soția preferă un SUV-ulic decât un SUV-uleț din ăsta decât Corolla. Și o să vând probabil Corolla la un preț destul de bun, că nu s-a depreciat foarte mult, 2000 de euro, din ce am văzut în toate calculele posibile. Aș vinde-o și aș lua-o pe asta. Deci e mașina pe care eu personal aș cumpăra-o. Am avut un test,
am condus-o în Germania pe autostradă, am fost la prezentare și au cumpărat multe cunoștințe, a fost foarte apreciată și vândută în România. Este mașina pe care și eu mă gândesc serios să o achiziționez ca a doua mașină pentru familie, cu care să merg la munte, să merg iarna, să merg pe aici pe acolo. Desigur, o vreau cu cutie automată și tracțiune integrală. Mă rog, nu e cea mai wow tracțiune integrală, dar este acolo să te ajute, e mai înaltă, motorizarea e ok și pe la vreo 28.000 aș pune o diferență de vreo 9.000 de euro, să zic, dacă aș vinde Corolla și dacă mai bag și un Rabla, vreo 7.000 de euro diferență. Și aș da Corolla și aș lua o pasta. Deci chiar mă gândesc foarte serios la această mașină chiar și pentru mine, pentru familie. Îmi place design-ul, îmi place cum arată, prețul e bun, dotări decente, piele, cutie automată, 4x4, nici mare, nici mică, e ce trebuie. E ce trebuie, deci asta este mașina, pot să zic, alegerea smart din gama Mazda. Ce mai avem pe aici de discutat? Despre MX-5, pe care desigur că l-am condus, roadster-ul e genial, ăsta nu l-aș cumpăra. E frumos, dar e mai mișto soft top-ul. O mașină genială, se conduce foarte bine, varianta de 184 de cai, am avut-o un weekend la test, trebuia să o iau vara asta, în weekend am programat și am uitat să mă duc, am uitat total de acea dată, m-a sunat alu, dar mi-a zis, am uitat, sorry, nu se putea decât azi, bla bla bla, am ratat, asta e. Mașina în sine mi se pare cam scumpă, adică dacă vrei pasta full cu dotări, iar varianta full n-ai cum să nu-ți o iei full pentru că are suspensie sport, sistem audio Bose, limited slip differential, suspensie Bilstein sport, dacă n-am spus deja, deci are ce trebuie pentru o mașină sport, decapotabilă, dotări, piele, tot ce trebuie. Deci știu că e cam aiurea să compar, dar dacă vrei o mașină de vară nențească sport gen Porsche, nu? Porsche Boxster, care, ok, total altă mașină, e alt fel, alte dotări, altă senzație, altă putere, alt feeling, motorul în spate, dar dacă vei doar o mașină de vară decapotabilă cu care să te distrezi și tu un pic, eu zic că cu asta aș face treaba perfect. Și se ține destul de bine la preț și la mâna a doua, deci o variantă din 2010 bine întreținută, încă e 10-12.000 de euro, adică și are 10 ani. Își ține prețul destul de bine dacă vei să-ți iei o jucărie de genul ăsta. Adică pentru cine își permite, mașina asta o ia, o bagă în garaj, o scoate doar vara la plimbare și lejer îl ține 15 ani doar cu întreținerea de bază și poate mici intervenții recomandate, gen poate o distribuție, poate un ulei la grupuri, poate niște anvelope, poate niște plăcuțe, discuri, mă rog, consumabile. Deci 15 ani eu cred că te ține lejer dacă o ții în garaj și o întrețică la carte. Adică e un deal bun, dacă vrei să o ții mult timp doar de vară de joacă, mi se pare un deal bun, dar este o mașină pe care trebuie să o ții ca a treia mașină, nici măcar a doua, știi? A doua, hai a treia mașină dacă ai familie. Trebuie să ai un garaj și desigur nu este pentru chiar orice buget. Dar e o mașină interesantă, mi-a plăcut foarte mult, experiența este incredibilă și oricine o va conduce, eu zic că se va îndrăgosti de ea. Nu știu, n-am văzut pe nimeni să o conducă să zică, bă, nu mi-a plăcut, e nasoală. Nu, e foarte mișto. Sistemul soft top e foarte simplu și aș merge oricând pe soft top pentru că hard top-ul e mai sofisticat, mai greu de schimbat în caz de ceva. Așa, dacă îți găurește vreun cioban prelata cu cuțitul sau te arde cu vreo țigară sau pur și simplu trebuie să o schimbi că e prea veche, o dai jos, o schimbi, dai 1000 și ceva de euro, spui alta și la revedere. Toate bune și frumoase. Adică e mai ușor de întreținut. Și mi se pare că e mașina mai ușoară și mai practică, pentru că nu are motorașele acelea electrice. Doar te întorci, jap, țac, pac, ai pus-o, la revedere. La aia electrică e mai sofisticată, buton electric, e mai greu acoperișul, motorașe, mai puțin spațiu și așa mai departe. Așa, dacă îți pui asta sus, ai și mai mult spațiu în portbagaj, deci și mai ieftină. Deci e super, super win dacă vrei să-ți iei. Desigur, dacă vrei doar de dragul de a avea o mașină decapotabilă, nu te interesează prea mult variantele sport, poți să-ți iei varianta cea mai ieftină, care e 25.000. Dar cine are 25.000 pentru varianta de 1.59, cred că are și 30 ca să-și o ia pe aia full cu motorul top, care urlă. Da, cam asta este gama Mazda și dacă dau pe pagina principală, repet, astea sunt modelele noi care vor veni în curând. Au făcut un mic facelift în ghilimele la CX-5, am văzut,
dar vor veni niște modele noi foarte interesante, CX-60, care încă văd că nu l-a prat aici, plug-in. Mazda va lansa un motor plug-in hibrid. Uite, na. Deci pentru cine vrea plug-in hibrid, uite, Mazda 2 Hybrid va fi lansată în curând. Deci asta este fix Yaris copy-paste. Lemnul ăsta e interesant, el așa. Tradiția CX-5 2022, au niște variante noi. Ia uite, accesorii originale Mazda. Asta e pentru Mazda MX-5, ca să te duci în vacanță. Ce tare! Da, Mazda e o marcă care mie îmi place și a intrat un pic în gama de semi-premium, așa, premium spre semi-premium, știi? O marcă care se respectă, adică au motorizări bunicele, au motorizări motoare japoneze, cutii japoneze, prețul e decent, sunt destul de fiabile, poate nu sunt cele mai fiabile, dar niciun caz nu sunt proaste. Partea proastă e că se cam depreciază și nu sunt tocmai foarte mici costurile de întreținere în general, adică destul de măricele. Dar e o marcă pe care eu o apreciez și mereu am simpatizat-o. Așteptăm ajuns părerile voastre, vă mulțumesc, ne vedem în următoarele episoade.